Etapa 22 a Ligii Secunde continuă astăzi cu derbiul dintre ACS Poli Timișoara și Damila Măciuca, partidă ce a început în urmă cu vreo două minute, destul de grăbiți atât jucătorii cât și observatorii de la FC Olt etapa trecută, după ce a primit cartonaș roșu în meciul cu Corona Brașov. Dar să vedem acum pe Bărbuț, în fața lui e Bărbulescu. Bărbuț nu este atacat de decisiv, minge în spate, Boldea bară! Ocazie mare și pentru Poli. Reușește să trimită mingea din acea zonă Adrian Popa, dar Timișoara rămâne în atac. Minge acum pentru Marco Marović și sunt spații în apărarea timișoreană, însă Damila nu profită. Vedem execuția în bară. Încă se mai zguduie bara lui Matache după această execuție a lui Nicu Boldea. Putea să-și treacă în cont al nouălea gol, fault al lui Bărbulescu asupra lui Bărbuț. Se lasă jocul să continue. Sechei intră în careu și e penalti. Penalti scos de Sabul Sechei. Fault făcut de Mihai Diaconescu. Cartonaș galben primit de Mihai Diaconescu la această intrare tare asupra lui Sabol Sechei. Pasă bună pe culoar. A pișcat balonul exact atunci când trebuia. A simțit că Diaconescu se iau de fluierul. Trandu, șut și 1-0 pentru ACS Poli Timișoara. Răzvan Trandu reușește să deschidă scorul. Execuție frumoasă a lui Răzvan Trandu. Așteptat Matache până să-și aleagă colțul. Nervii tari și Răzvan Trandu. Excelentă stăpânire de sine și pentru Trandu. Azi cu Bărbulescu și acum Ovidiu Petre. Minge pentru Bărbuț. Intră în careu să vedem fie va fi o centrare. Și 2-0 pentru Poli. Sabol Sechei primește o pasă excelentă de la Cristian Bărbuț. Un contraatac ca la carte. Pornit de la Ovidiu Petre. Deschis în dreapta pentru Bărbuț. Revedem mingea. Nu a fost offside această pasă în lateral. Excelent s-au descurcat bănățenii. Și Poli conduce cu 2-0. Așadar pentru Poli Timișoara și Claudiu Niculescu. Nepolie se impune cu 2-0 în fața Damilei Măciuca acest derby. Nu mai se execută nici aruncarea de la margine. Așadar 2-0 pentru Poli. Victorie, prima victorie din acest retur pentru elevii lui Vali Velcea. O victorie în fața unui adversar direct în lupta pentru promovare. Damila Măciuca nu a reușit să joace fotbal astăzi. Niciun obiectiv prea greu, niciun adversar prea puternic, niciun obstacol de netrecut. Pentru că tu ești cel mai bun, intră și tu pe digisport.ro și votează-ți favoriții.